Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 1. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Isus. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei harului său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos, toate lucrurile cele din ceruri și cele de pe pământ în el am fost făcuți și moștenitori fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voiei sale ca să slujim de laudă slavei sale noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului evanghelia mântuirii voastre Ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Isus, care este în voi, și despre dragostea voastră pentru toți sfinții nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice drăgătorie și de orice nume, care se poate numi nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți.